restrâns în biroul managerilor privitor la următoarele măsuri care trebuie luate în Spitalul Județean. Am venit azi la Spitalul Județean, nu neapărat într-un control, dar am venit cu echipa de la Consiliu să vedem stadiul lucrărilor la radioterapie. Acea lucrare, ca să pot să spun așa, sau acest proiect al Consiliului Județean prin care toți consorțenii bolnavi de această boală puntă să uite de drumul la București, să trateze la Constanța. După ce mă întâlnă această mini-consiliu de presă, vom merge la radioterapie să vedem exact stadiul lucrărilor. În același timp, vreau să-i solicit managerul general, domnului Grasa, înființarea, începând cu ziua de azi, a unui tel verde, a unui telefon, unde bolnavii sau suspecții de viroze și de gripe să poată apela în cel mai scurt timp și să-și ia informațiile necesare pentru a nu mai sufoca urgența Spitalului Județean Constanța și să primească informațiile unde se pot adresa pentru a vedea dacă suferă sau nu suferă de această boală. Și aici ne referim la medicul de familie, Spitalul Municipal de Boli Infecțioase sau ce informații mai au nevoie. Al treilea punct pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră și cu managerul general și solicit acum public treaba aceasta, urgent vreau înființarea secției de gastroenterologie în Spitalul Județean Constanța, pentru că este unul din puținele spitale județene din țară care nu are această secție. Tocmai de aceea este domnul Eugen Dumitru, unul dintre cei mai buni medici în domeniul acesta, lângă mine. Vreau să, domnule manager, să reușim în cel mai scurt timp posibil să înființăm această secție cu minim 35 de fapturi. Cunosc foarte bine activitatea Spitalului Județean, știu fiecare secție în parte, știu fiecare șef de secție. Pot spune că cunosc în amănunt problematica și cu ce se confruntă Spitalul Județean Constanța, să ne uităm că ăsta este un spital imens care deservește nu numai județul Constanța și județele limitrofe, mă refer și la Tulcea, Călăraș și Ialomița. Știu, domnule manager, că aveți două secții. Medicală 1 și Medicală 2. Vreau în cel mai scurt timp posibil să-mi găsiți o soluție prin care să comasați această secție, să o redimensionați și în același timp să rămână doar medicală. Și din partea cealaltă să facem secția de gastroenterologie. Eu atât am vrut să vă spun în momentan, o să las pe domnul Eugen Dumitru să vă spună de ce este atât de importantă această secție de gastroenterologie în cadrul Spitalului Județean Constanța, pentru că foarte, foarte mulți locuitori din Constanța suferă de boli interne. Și nu mă refer acum doar la simplele enterocolite, mă refer până la bolile de cancer de colon, cancer de stomac, pancreatite, ciroze și alte boli de care, bineînțeles, nu are nimeni nevoie, dar sunt în județul Constanța. Domnule, eu te mulțumesc. Vă mulțumesc foarte frumos, domnule președinte, domnule manager. Înființarea secției de gastroenterologie este nu numai o necesitate, dar efectiv ne aduce în prezent. Pentru că trebuie să știți că în prezent, în Spitalul Județean Constanța, există doar un compartiment, așa se numește, compartiment de gastroenterologie, care are 20 de paturi în folosință. Și vă rog să comparați cele 20 de paturi din Spitalul Județean cu cele 150 de paturi de gastroenterologie din Iași, cu cele 150 de paturi din Cluj și cu cele multe zeci de paturi din fiecare spital județean, unele chiar din județele noastre limitrofe, județului Constanța. Peste tot există secții de gastroenterologie, iar Constanța încă nu are decât un compartiment într-o vreme în care patologia digestivă, atât cea de urgență, hemoragii digestive, ulcere, pancreatite, dar și cele cronice, cancerele digestive, cancerul colorectal, care sunt în incidență, așa cum bine știți, în creștere, odată cu modificarea stilului de viață, al alimentației populației, odată cu așa zisa occidentalizare a alimentației și a stilului nostru de viață, sunt în deosebit de mare creștere. Această discrepanță dintre numărul de paturi și numărul de cazuri de
care suferă de patologie digestivă, avem acum ocazia să o aducem la realitate. Demonstrăm prin asta faptul că ne adaptăm noilor condiții de patologie care, cu care ne lovim zi de zi. În fiecare zi, mai mult de jumătate din cazurile de, care se internează cu patologie de interne sunt de gastroenterologie, de fapt. Și aceasta în condițiile în care compartimentul și cele 20 de paturi sunt supraaglomerate, sunt depășite. Trebuie să ajungem, de fapt, să ne internăm pacienții în alte secții și să vizităm spitalul în toate etajele pe unde avem pacienți internați la gastro, de fapt. Ori asta ar putea să se răsfrângă asupra calității actului medical. Una este să ai pacientul într-un loc, într-un compartiment la, cu medici, cu asistente dedicate și alta este să l-ai în secția de oftalmologie, diabet, chirurgie și așa mai departe, unde, sigur, personalul este dedicat și calificat pentru acea patologie, nu pentru patologia digestivă. Înființarea secției de gastroenterologie ar putea crește inclusiv această calitate a actului medical, pentru că am ținut toți pacienții aici la gastro. Sunt nenumărate argumentele. Pot să mai aduc și argumentul, ne întâlneam aici în urmă cu 2 ani și ne lăudăm cu, și acum ne lăudăm în continuare, cu investiția enormă în aparatură medicală de gastroenterologie, de endoscopie, cu crearea unui compartiment de endoscopie la standarde internaționale, de data asta puteam să spun, atunci aveam cele mai noi aparate, comparate, le avem și în continuare, funcționează de un an și am depășit deja câteva luni de când au fost instalate, funcționează permanent în programul de lucru, full time, și au deservit mii deja de pacienți din județul Constanța și nu numai, că ne-au căutat și de la Turcia, de la Brăila, de la Galați, au venit din Alexandria. Au început să vină pacienți și din alte zone. Da, și vreau să nu uităm de această investiție, aproape 8 milioane de lei.